Hamazul ăsta poluează cât 10 Hamazuri reparate și cât 1000 de mașini obișnuite. L-am surprins în traficul capitalei. Cam la intersecție unde o sărit în aer o butelie. Și ciudat ies fum din spate. Și greu de respirat în jurul lui. Când a trecut ultima dată revizia tehnică? Cine i-a acceptat revizia? L-a considerat bun pentru traficul moldovenesc. Și nici nu oprește motorul, că n-a să-l poată porni. Vai de capul nostru care trebuie să respirăm așa gaze de eșapament. Și poate zic că e defecțiune provizorie, dar nu par deloc ambalat și deranjat. Se pare că așa merge tot timpul. La fel și cu autobuzele vechi pe rute municipale. Nu cumva i s-a făcut milă și măcar a oprit motorul.